Mă, eu nu mor, mă. Vezi-o pe asta, bă, frate. 154. Bă, 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 frate, bă. Ai, noroc, bă, și fete, bine m-am regăsit la un nou episod de Samp. Da, și voi un like, un subscribe și un share, să strângem 30 de like la acest clip, să rupem topul. Bă, chat. Astăzi facem un nou clip cu Sam, super interesant. În primul rând, stai să mergem cu noi și să luăm și noi o mașchinetă de aici de la jobul pizza. Astăzi vreau să discutăm ce aș alege dintre Classic Nefripped și OGB Hood, pentru că am văzut cam care e ideea cu OGB Hood. Mamă, uitați Jordan ăștia, în picioare aici, ne-aia, bă. Da, slash work. Bă, nu știu, sper să se audă mai bine pe clipuri de acum încolo, pentru că am pus și un buretă de la nebun pe microfon. Mie nu știu cât de mult ajută, dar am înțeles că este chiar foarte bun pentru microfon, ajută enorm de mult. Și filmăm în 2K, în 2K, acum și-a mărit și memoria pentru videoclipuri, gen cam cât să consume videoclipul. Și sper să se vadă mult mai bine clipurile de acum încolo, că am văzut că nu sunt chiar așa de wow. Problema e că mă joc pe 1080p cu monitorul meu și clipul e filmat pe 2K, dar nu mai contează. Ce teco are asta, nu mă, nici nebun. Bun, hai să trecem direct la treabă. Lăsați-mi și mai un coment, că vreau să văd feedback-urile voastre, vreau să văd cât de mult vă plac clipul ăsta, pentru că nu știu, nu știu dacă vă plac, am văzut că s-au strâns 320 de views la ultimul clip, deci vreau să vă mulțumesc. Da, în primul rând, vă dați voi seama că am să pun cu un punct în sus clasicul Nefripped în primul și în primul rând, deoarece din câte am văzut pe OGB Hood, am văzut aseara la Radu pe live, cea mai mare prostie și cea mai prostă decizie este aceea de a lua serverul actual și îi scoate sisteme de pe el. Nu, eu efectiv nu pot să înțeleg. Stați așa. Mă, eu nu pot să înțeleg. De ce ai luat serverul vechi, efectiv, ăla care este actualul? Când tu faci un server OG gen vechi și doar să scoți sisteme de pe el. Eu nu pot să înțeleg, sincer. Am văzut asta la Radu pe live și, efectiv, nu știu. Mă așteptam la ceva mai wow de la Radu. Stop work. Așa. Mă așteptam ca Radu să facă ceva mult mai șmecher, sincer. Nu mă așteptam să fie efectiv serverul actual luat și scos sisteme de pe el. Acum, sincer, scădem un punct și de la Ruby Nefripped, pentru că, frate, oamenii mei, bă, s-au grăbit. Eu nu înțeleg de ce. Aici vina este într-un fel și a noastră, dar și a lor, că s-au grăbit totuși, pentru că și noi am grăbit și ne-am dorit serverul cât mai repede. Și ei văzând chestia asta, automat au deschis mai repede în loc să-și facă treaba și nu înțeleg de ce, când puteau să-și facă treaba și să nu se grăbească, să vedem ce server ieșea cu anticipul. Bine că acum probabil dacă nu dădeau ei și vorbeau atât de anticitul ăla, probabil nu erau atât de mult citări. Pentru că automat tu când spui că, bă, uite că dă prostie anticitul și chestii de genul, automat lumea o să vadă, bă, am anticitul prost, hai să enervăm, hai să dăm cu citul. De asta zic, au scos quest-urile iar, da, bine că oricum e beta, dar zic așa. Automat lumea o să dea cu cheat-ul, pentru că practic tu îi provoci prin chestia asta. Eu nu înțeleg de ce ar fi zis că, bă, n-au făcut anticii și chestii de genul, când puteau să-și vadă de treabă. Automat oamenii care dau hate au să vină să dea în continuare cu cheat-ul și chestii de genul. Și acum, anticii tu nu era chiar mare, așa de mare problemă, dar
Acum înțeleg și eu că nu aveau cum să-și dea seama că totuși la atâția playeri și prostii de genul serverul ar să pice. Puteau să aibă și răbdare să facă chestia asta, să testeze cu mai mulți playeri pe server, să vadă dacă serverul pică sau nu. Nu trebuia să grăbească neapărat. Automat când grăbești o chestie, o treabă, nu o să-ți iasă bine. Trebuie să gândești chestia asta mereu, în orice. Niciodată nu trebuie să te grăbești în a face ceva. Automat, nu știu, când ei se grăbesc, când se grăbesc, treaba o să iasă prost. Și am sunt oameni care și-au pierdut timpul și-au pierdut ori din viață ca să se joace. Oameni care totuși au renunțat la job pentru o zi sau cine știe ce. Au renunțat o zi, nu s-au mai dus în acest anumit loc pentru a putea să se joace pe serverul clasic. Și voi a stricat totul printr-o prostie de genul. Momentan la OGB Hood n-avem de unde să știm ce o să fie, pentru că până la urmă încă nu e lansat. Dar cea mai mare prostie este chestia asta. Bă, frate, cum să pui sistemele vechi? Bă, dacă îl face OG, nu pui sistemele alea și doar scoți din ele, mi se pare o tâmpenie. Să folosești același server și doar să scoți din sisteme, mie mi se pare o prostie ideală, răduc. Serverul automat va fi la fel ca cel nou. Nu-ți va mai da vibe-ul ăla nebun de server vechi, cum îți dă clasic nefect. Uite-te o leacă, frate. Nu l-au făcut exact. Nu au făcut prostia asta pe care a făcut-o și Radu. Eu nu înțeleg de ce a făcut chestia asta. De la el chiar mă așteptam la ceva mai automat, de la el mă așteptam la ceva mai wow și nu știu, mie mi se pare o mare tâmpenie. Bă, dați-vă un like pentru că totuși vreau să vă susținere la acest clip, cum am avut și pe clipurile vechi, chiar mă mir, bă, nu vine să cred că totuși noi am reușit să facem 320 de views la ultimul clip. Sau dacă mă uit acum după trebuie că și conduc și mă și uit pe telefon, sper să-mi iasă. Oh, aveam un reel. Bă, nu știu cum se aude clipul, eu nu văd vreo diferență, sincer, cu buretele sau fără. A, 322 și undeva al doilea clip de la revenire, 403 views. Adică, chat, vreau să vă mulțumesc enorm, bă, enorm, pentru susținerea pe care o am. Și nu știu, probabil se datorează și lui Big Smoke, că mă ajută cu promovarea aia la el pe serverul de Discord și probabil asta mă ajută enorm. Avem 30 de like-uri la ultimul clip. Vedeți că dacă și la clipul ăsta nu facem 30 de like-uri, urât, urât. Chiar sper să facem și la acest clip 30 de like-uri, pentru că știu că putem, știu. Da, sperăm să facem clipuri în continuare interesante. Ce este o asistență de poliție? Ia. Sper să facem clipuri interesante, am o idee. Am o idee chiar. Chiar nu vreau să vă dau spoilere sau ceva, dar o să vedeți voi, o să vedeți. Ia, astea pot să sui în ele, dar nu cred. Nu cred că ai putea, nu. Eram sigur. Ia, ce skin-uri au ăștia? Cât skin? Unu, hai să vedem așa mod pe cu totuși. Ce cu boșorul ăsta? 3, 4, 5, 6, 8. Ăsta nu-i Kanye West? 9, 10, mă vezi gagica asta, 9, băi, ești n-aia bun. Ce are în picioare? Air Force, da, Air Force, 11, 13, 14, 195, mamă, băi, ești nebun, vezi-o pe asta, bă, frate, 154. Bă, 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 bă. Nu, 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 nu. Ce? Nu. Bro, nu pot să mă mai dau jos din mașină. Bro, nu pot să mă mai dau jos din mașină. Stai așa că trebuie să opresc o bubă, n-am ce să-i fac, probabil de la cât skin. Eu cred că de la cât skin e chestia asta, hai să vedem. Stai așa că o să trebuiască să editez. O să trebuiască să editez, e clară treaba. Mă, eu nu mor, mă.
Sper că n-ați văzut nimic. Sper că n-ați văzut nimic. Doamne. Patru. Să dau. Bă, frate, bă. Hai, mă, serios. Bă, stringer, bă. Nu credeam, băieții, vă pup, respect.